Participă la misiuni dintre cele mai dificile de căutare și salvare, dar pentru asta urmează și o pregătire riguroasă. Scafandrii Isu Olt se antrenează în continuu, atât la unitate, cât și pe litoralul românesc. În fiecare vară, aceștia, alături de colegii din țară, execută misiuni de pregătire și perfecționare la Marea Neagră. Totodată, desfășoară misiuni de patrulare cu ajutorul embarcațiunilor cu motor și acționează pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înnec. În perioada 18 iunie 2 iulie, echipa de scafandri de la Isu Olt, alcătuită din 5 metri, s-a deplasat în Constanța în vederea misiunilor anuale efectuate pe litoral, misiuni de căutare, salvare, pregătire și antrenament, perioadă foarte importantă pentru pregătire și perfecționare, toate acestea sub coordonarea IGSU și a instructorilor scafandri de la Isu Dobrogea. Anual efectuăm 3-4 perioade a câte 2 săptămâni de pregătire și perfecționare. Scafandrii olteni atrag atenția asupra pericolului de înnec. Riscul este foarte mare dacă ne aventurăm în zone periculoase, chiar și pentru cei mai buni notători, iar curenții de apă și alcoolul consumat reprezintă cel mai mare pericol atunci când ne aflăm în apă. Pentru evitarea tragediilor, scăldați-vă în locuri special amenajate pentru not și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului. Nu vă scăldați în lacuri, râuri, canale sau alte cursuri de apă unde curenții sunt puternici. Vă scăldați pe timpul nopții sau dacă ați consumat băuturi alcoolice. Supravegheați copiii dacă sunt în apă sau în apropierea acesteia. Copiii să poarte vestă de salvare, colac sau aripioare chiar dacă sunt la piscină. Nu intrați singuri în apă dacă nu sunt persoane în apropiere, mai ales dacă nu știți să notați. Misiunile de căutare-salvare în mediul acvatic în perioada în care scafandrii Isu Olt se află la pregătire sunt asigurate de echipele de colegi din județele limitrofe.